Ne întoarcem în această dimineață la cartea pe care o analizăm, o studiem și ne rugăm să o putem împlini Apocalipsa. De data aceasta la capitolele 17 și 18. Titlul pe care dumneavoastră l-aveți în traducerea Dumitru Cornilescu al capitolului 17 este unul foarte, nu știu, greu, am ezitat să-l folosesc, așa că am căutat o traducere care cumva să dea judecății acestei femei despre care o să vorbim în această zi, un titlu care să nu fie atât de respingător, dar în realitate vine să exprime o trăire extrem de păcătoasă și coruptă: judecata desfrânatei babiloniene. Capitolul 17 și 18 vin să aducă un alt tablou în descrierea evenimentelor cărții acestei, așa nume, modul în care Dumnezeu hotărăște să judece femeia aceasta. Dumnezeu a creat un legământ cu poporul său Israel, pe care îl aseamănă cu legământul căsniciei, și așteptarea lui Dumnezeu de la poporul căruia i s-a revelat, căruia i-a dat legea, a fost ca să rămână în acest legământ, închinându-se doar lui și slujindu-i voii sale. În momentul în care poporul lui Dumnezeu alege să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să rupă acest legământ, Dumnezeu numește relația aceasta o relație păcătoasă și o aseamănă cu prostituția. Și aici avem de-a face cu o femeie și o fiară, două entități separate. Femeia, despre care vreau să observăm în această zi, șade pe fiară. Prin urmare, și fia... femeia și fiara sunt două realități complet diferite foarte mulți încearcă cumva să combine și să arate că fiara, întorcându-se împotriva ei, împotriva femeii, ca și cum s-ar întoarce împotriva ei înși și arată o dezbinare a împărăției întunericului. Dar în textul Scripturii, femeia șade pe fiară și fiara poartă femeia într-un fel ca mai târziu să se întoarcă împotriva femeii, să o dezbrace, să o despoie, să o ardă și, în cele din urmă, să o omoare. Cu alte cuvinte, sunt două realități distincte. Cine este fiara? Probabil că și dumneavoastră, ca și mine, ați auzit nenumărate întrebări, nenumărate răspunsuri. Cine o fi fiara aceasta? Uitați-vă, spre exemplu, în tabloul următor, cum. Interpretează unii cine este fiara. Au pus aici ultimii opt papi ai Bisericii Romano-Catolice, au încercat să spună că, mă rog, primii cinci au fost, este unul care Ioan Paul al doilea, apoi unul care va domni pentru puțin timp și apoi se ajunge la Francis, actualul papă. Da? Nu cred că aș vrea să abordez în termeni aceștia capitolul acesta. Fiara, așa cum înțeleg eu din descrierea Scripturii, reprezintă Imperiul Roman. Femeia, femeia care este desfrânata, care este călare pe această fiară, este Israelul apostat. Reprezentat prin Ierusalimul, Apostat, despre care însuși Domnul Isus Hristos a spus că templul acesta, care trebuia să fie o casă de rugăciune, a fost transformat într-o, știți cum zice Isus, nu? Peșteră de tâlhari. Așa că, din perspectiva Mântuitorului, cu 40 de ani înainte de dărâmarea templului sub conducerea lui Titus, el numește deja templu ca fiind o peșteră de tâlhari. Început, aș vrea să mă uit la limbajul folosit de Ioan în capitolele acestea. Oare nu este prea mult să numești Ierusalimul o desfrânată? Acesta e poporul lui Dumnezeu, ales, chemat din Egipt, scuzați-mă, din... Uh, din Ur, din Iracul de astăzi și-a dus în Canaan. Dar înaintea lui Ioan avem niște profeți ai Vechiului Testament care folosesc un limbaj care ne ajută să înțelegem de ce mai târziu peste secole Ioan folosește același limbaj. Da, Ioan continuă de fapt șirul prorociilor Vechiului Testament și nu face altceva decât să Împrumute limbajul lor. Profeții Vechiului Testament sunt chemați în vremuri de apostazie. Atunci când această mireasă a lui Hristos, Israelul, alege să aibă relații cu zeitățile păgâne și să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și în acele momente de grea apostazie, Dumnezeu ridică profeții săi și este o chemare pe care El o lansează prin acești oameni ai Lui Dumnezeu, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, întoarceți-vă de la închinarea păgână, întoarceți-vă de la modul vostru păgând de a trăi la Dumnezeu, la care găsiți iertare. De aceea profetul, profetul până și Ioan de data asta, alături de cei din Vechiul Testament, văd relația aceasta Israel și Dumnezeu ca acum este frântă, ruptă, șubrezită și datoria lui este să cheme poporul lui Dumnezeu la legământul sfânt pe care Domnul l-a încheiat cu ei. De aceea cărțile profetice, pentru cei care ați citit cu deamănuntul Vechiul Testament, nu ați putut să rămâneți indiferenți față de limbajul dur pe care îl folosește, îl folosesc profeții Vechiului Testament. Spre exemplu, Eremia, vorbind puțin înainte de dărâmarea primului templu, în 586 înainte de Hristos, templu dărâmat de către Nebucadnețar, de către Imperiul Roman care a invadat țara lui Dumnezeu, care a fost de fapt îngăduit de Dumnezeu ca să îi disciplineze pe evrei care s-au îndepărtat de la Poruncile Domnului. Iată cum spune Ieremia în capitolul 3, versetul 2. Am ales să citesc din netere pentru că limbajul e mai actualizat. Ridică-ți ochii spre înălțimile golașe și privește. Este vreun loc unde nu te-ai prostituat? Stăteai pe drumuri pentru ei, precum arabul în deșert, ai pângărit țara și prin necurățiile tale și cu răutatea ta. Atât ce limbaj dur folosește Eremia înainte de dărâmarea primului templu. Ezechiel, un alt profet, este deja în robia babiloniană. El a trăit dărâmarea templului și din gura lui Ezechiel ies cuvintele lui Dumnezeu care sunt incomparabil mai dure decât cuvintele lui Eremia. Și citesc tot din Neterenoa, traducere în limba română, Ezechiel, capitolul 16, pentru început, versetul 15. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta, cuvinte adresate poporului ales de Dumnezeu, și te-ai prostituat pe măsura renumelui tău. Ți-ai revărsat desfrânările asupra tuturor trecătorilor și frumusețea ta a devenit a fiecăruia. Ai luat versetul 20, fiii și fiicele pe care mi-i născusești și i-ai sacrificat pentru ei ca dar de mâncare. Și acestea sunt numai o parte din desfrânările tale. Mi-ai înjunghiat fiii și i-ai dat lor, sacrificându-i în cinstea lor. E momentul acela în care evreii aleg să-și închine copiii, sacrificându-i zeităților păgâne. Apropo de avorturile de astăzi, s-au schimbat doar numele zeităților, practicile, închinarea este aceeași. Versetul 23, vai de tine, zice Domnul, stăpânul domn, după toate relele pe care le-ai făcut, ți-ai mai construit și un sanctuar înalt și ți-ai făcut câte o înălțime în fiecare piață la capătul fiecărei străzi ți-ai construit o înălțime și ți-ai făcut disprețuită frumusețea, desfăcându-ți picioarele înaintea fiecărui trecător și mulțindu-ți desfrânările, te-ai prostituat cu egiptenii, cu vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă, vlagă și ți-ai înmulțit desfrânările ca să mă mâni. Numai citind cuvintele astea, parcă zice, e prea mult. Versetul 28, Apoi te-ai prostituat cu asirienii pentru că erai nesătulă. Te-ai prostituat, prostituat, dar tot nu te-ai săturat. Ți-ai mulțit desfrânările cu caldeia, adică Babilonul, țara negustorilor, dar nici cu acestea nu te-ai săturat. Cât de decăzută trebuie să-ți fie inima, zice stăpânul Domn, de ai făcut toate aceste lucruri în tocmai ca o prostituată nerușinată. Totuși când ți-ai construit sanctuare înalte la fiecare capă de stradă și ți-ai făcut înălțimi în fiecare piață, nu ai fost ca o prostituată că ți-ai luat în derâdere plata. Asta este un popor care a avut parte de revelația lui Dumnezeu. Iahve este singurul căruia trebuie să te închini. Dar ei s-au prostituat ca să folosesc limbajul profetului, închinându-se zeităților păgâne, aducându-le jertfe în modul în care păgâne o fac. Și Dumnezeu hotărăște în dreptul acestui popor de căderea în care se găsește. Atunci, templul era o peșteră de tâlhari și a fost dărâmat de nebucat nețar. Este împăratul sau Nabucodonosor, cum vă amintiți din istoria antică, care conduce armatele sale ca să se împlinească de fapt ce spunea, profetul, ce spunea împăratul Solomon sau Dumnezeu împăratului Solomon care a dedicat acest templu pentru închinarea către Dumnezeu. Dacă veți păzi poruncile mele, eu voi locui în casa aceasta, îi zicea Dumnezeului Solomon. Dar dacă nu, Asta e partea dureroasă. Voi dărâma casa aceasta peste voi. Da, atunci, la prima dărâmare a templului, așa stăteau lucrurile. Acum, pe vremea lui Ioan, templul este o peștere de tâlhari. Atunci a declarat-o Ieremia în Vechiul Testament că a devenit o peștere de tâlhari. Acum Dumnezeul Întrupat în persoana Domnului Isus Hristos, declară Templu, peșteră de tâlhari. Și acum, haideți să deschidem la Apocalipsa, capitolul 17. Și pentru început, aș vrea să citim primele trei versete, versetul 1 până la 3, Apocalipsa, capitolul 17. Citesc din uh, traducerea Dumitru Cornelescu revizuită. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte cupe, a venit și a vorbit cu mine zicând, vino, îți voi arăta judecata desfrânatei cele mari, care stă pe ape multe. Cu ea s-au desfrânat împărații pământului. Ați văzut ce spunea Ezechiel? Câți dintre ei și cu egiptenii și cu asirienii și cu babilonienii Închinarea păgână la zeitățile lor, iar locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul desfrânării ei. Și m-a dus în duhul într-un pustiu și am văzut o femeie stând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și având șapte capete și zece coarne. Fiara este Imperiul Roman, iar desfrânata este Ierusalimul apostat. O astfel de interpretare e posibilă dacă datăm scrierea cărții Apocalipsa undeva până în anul 70, până în anul în care este dărâmat templul și cucerit Ierusalimul. Haideți să ne oprim un pic la data scriere, scrierii acestei cărți. Majoritatea comentatorilor cumva împing scrierea Apocalipsei după căderea Ierusalimului, când Templul nu mai exista, când Ierusalimul nu mai exista, când evreii nu mai erau ca neam. Și ei dau înțelesul cărții în raport de timpul acesta. Și la Imperiul Roman și desfrânata cea mare Biserica Catolică în această interpretare. Cu toate atrocitățile care au avut loc de-a lungul timpului, dar în mod special în perioada Inchiziției, sunt tot felul de interpretări legate de această imagine. Dar haideți să vedem un pic dacă ne ajută cartea însăși, cartea aceasta, să înțelegem când se întâmplă evenimentele de aici, din Apocalipsa, capitolul 17. Deschideți, vă rog, la primul capitol al cărții, Apocalipsa, capitolul 1 versetul 1 până la 3. Iată cum începe cartea aceasta. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în secolul 21. Nu, nu scrie așa. Care au să se întâmple, puteți spune cu mine când? Ce înseamnă în curând? În curând. Foarte deșteaptă interpretare, nu? În curând. Dacă limbajul are un vreun sens și trebuie să aibă, atunci lucrurile care sunt scrise aici trebuiau să se întâmple în curând. Continuăm citirea. Și le-a făcut cunoscut trimițând prin îngerul său, la robul său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. Versetul 3. Ferice de cine citește și de cine ascultă cuvintele acestei prorocii și păzește lucrurile scrise în ea, că ce vremea este aproape ce fi înțeles cei din Efes, din Smirna și așa mai departe, când au primit scrisoarea aceasta. Și li s-a spus că sunt niște lucruri care urmează să se întâmple în curând. Ce important să citești, să crezi că vremea este aproape. Avem două datări care pot fi observate aici. Și anume, unii consideră că această carte a fost scrisă undeva în anul 68-69, înainte de anul 70, foarte important anul acesta, când Ierusalimul cade și Templul este dărâmat. Alții consideră că undeva în, anul, în anii 92-95 a fost scris, scrisă cartea aceasta. Dar dacă deja războiul fusese pornit în anul 66, în anul 69, Ierusalimul este încercuit de armatele romane, în anul 70 zidurile cad, cetatea este arsă, templul este dărmat, deci în curând, foarte aproape, zice Ioan. De aceea. Dacă vă uitați acum în Apocalipsa, capitolul 18, cu versetul 4, Dumnezeu strigă prin Ioan și este un mesaj foarte important pentru creștinii din Ierusalim și nu numai. Ieșiți din mijlocul ei ca să nu, fi, ca să nu primiți pedeapsa ei. Dacă mutăm scrierea cărții în anul 92-95, singurul eveniment marcant este anul 135, când. Ierusalimul, Israelul este desfințat, se ară Ierusalimul sub Adrianus, îi se schimbă numele țării și nu le se mai da voie evreilor să ajungă acolo. Dar observați, între anul 92 și anul 135 sunt aproape 40 de ani. Dar anul 70, pentru evreii de acolo bătea la ușă, evenimentele erau foarte aproape pentru ei. Cine este întinat, vă amintiți cum încheie cartea aceasta, da? E ceva care nu-ți mai dă prea mult timp. Dumnezeu strigă cine-i întinat să se întineze, mai departe, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Cu alte cuvinte vremea este aproape, scapă-ți viața. Acesta e mesajul pe care l-au primit credincioșii. Ieși cât poți de repede de acolo. Cine este totuși această Desfrânată cea mare. Oare care sunt dovezile interne din cartea aceasta care ne ajută să interpretăm cine este femeia aceasta? Sunt trei femei în Apocalipsa, dacă observați. În capitolul 12 avem prima femeie. În capitolele 17 și 18 o avem pe a doua cea asupra căreia se referă textul nostru de astăzi. Capitolele 19-22 avem o a treia femeie, Mireasa lui Hristos. Prima femeie, cea din Apocalipsa, capitolul 12, cred că Dorin ne-a ajutat să înțelegem cine este, da? În cer, Apocalipsa 12, versetul 1 și 2. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu una de 12 stele pe cap, ea era însărcinată, țipând durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Este femeia ideală, da? De la Eva, începând toate purtătoarele seminței mesianice. Cea care urma să-l aducă în lumea noastră pe mesia. Și femeia aceasta, la rândul ei, are două descendente, dacă putem spune așa, avem sămânța femeii și avem rămășița seminței femeii. Eu sper că puteți să mă urmăriți, e destul de dens, poate pe alocuri, uh, cu concentrarea anumitor versete din Vechiul Testament, dar trebuie să le aducem împreună pentru a putea să ne creăm un tablou corect. Uitați-vă la metamorfoza din tabloul următor, la tragica metamorfozare a femeii, da? Ai acolo femeia din uh, capitolul 12 care reprezintă Eva și în continuare Israelul, cea care îl aduce pe Hristos. Și ai mai departe rămășița femeii, o sămânță mică, da? A, din păcate, majoritatea seminței ei se împotrivește și apare cu numele ăsta care, mă rog, nici nu-mi place să-l rostesc, desfrânata cea mare. Ei bine, uitați-vă, vă rog, Că din rămășița femeii, o parte sunt amintiți aici în, veche, în Apocalipsa. Spre exemplu, în capitolul 7 avem 144.000 de, de evrei pecetluiți din cele 12 seminții ale lui Israel au crezut în Domnul Isus Hristos și au fost mântuiți. În capitolul 14, 144.000 sunt în prezența mielului pe muntele Sionului. În capitolul 15 din aceeași rămășiță sunt cu alăutele lui Dumnezeu în mână, avem gloata cea mare, biruitorii fiarei cântau cântarea lui Moise și a mielului. Iar în sfârșitul cărții găsim o altă femeie, mireasa lui Hristos, îmbrăcată în haine albe și așteptând nunta mielului. Ceilalți, nu rămășița femeii, ceilalți, Ajung în Ipostaza femeii din capitolul 17 și 18. Dar oare chiar putem să ne permitem și să spunem că acolo au ajuns evreii? Cum numește Dumnezeu sinagogile evreilor în cartea asta? pămiți care e limbajul pe care îl folosește? Haideți să citim două texte: Apocalipsa, capitolul 2, versetul 8 și 9. Îngerului Bisericii din smirna îi Scriei. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă. Cel ce a murit și a înviat știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, dar nu sunt. Ce sunt? Vă rog să o notați în Biblia dumneavoastră ce scrie. O sinagogă a satanei. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 9, Îngerului Bisericii din Filadelfia, scrie: Iată că îți dau din cei ce sunt din sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale, ca să știe că te-am iubit. Sinagogile s-au dezvoltat, s-au construit peste tot în jurul bazinului mării mediteraniene. Acolo se adunau evrei, citeau Tora, Legea, Vechiul Testament, se închinau. Și apoi de trei ori pe an trebuiau să meargă la Ierusalim, unde era centru, templu. De trei ori mergeau să se închine acolo. Dacă sinagogile sunt numite de Dumnezeu, sinagogile satanei, și sunt legate între ele, de templul de la Ierusalim. Ce-o fi fost templul de la Ierusalim? Iată cum este definit în textul nostru, Apocalipsa, capitolul 17, versetul 5. Pe frunte, femeia aceasta desfrânată purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și a spurcăciunilor pământului. Asta e femeia care e călare pe fiara de culoare stacojie. Da, femeia și fiara nu trebuie confundate. Femeia, într-un fel, profită de fiară, se folosește de ea. Amintiți-vă de răstignirea Domnului nostru Isus Hristos. Cine l-a condamnat la moarte pe Isus? Iudeii. De cine s-au folosit iudeii ca să execute Răstignirea Mântuitorului de Romani. Și atât că, deodată, femeia aceasta apostată se folosește de sistemul politic al vremii ca să-l ucidă pe Hristosul întrupat în lumea noastră. Putea femeia aceasta, puteau iudeii să-l răstignească pe Hristos fără fiară? Nu, și nici fiara fără ei. A fost o conlucrare. A femeia asta poartă un nume aici. Se numește Babilonul cel Mare. Da? Paradoxal, Babilonul are o altă conotație dacă te uiți din punct de vedere istoric, da? Este un imperiu care la un moment dat va cuceri, printre altele, și țara sfântă. Și imaginea despre Babilon este una, în general, negativă, închinare, păgână. Violență, brutalitate. Și Dumnezeu numește acum Templul, Ierusalimul, îi zice Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și a spurcăciunilor pământului. Și textul continuă. Apocalipsa 17, ce citesc acum versetul 6 și 7, și am văzut o femeie îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune eu taina femeii și a fiarei care o poartă în spinare și care are cele șapte capete și cele zece cununi. Femeia de aici, din Apocalipsa 17 și 18, și de pe fiara cu șapte capete. Fiara mai târziu, va pusti femeia, adică cetatea cea mare care a fost ars în foc, împlinind planul lui Dumnezeu. Da, femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare. Dar cine-i fiara? Apocalipsa, capitolul 17, versetele 8 și 9. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea se va ridica din adânc. Și se va duce la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în Cartea Vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea care are înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care stă femeia. Vezi cele șapte coline pe care este construită Roma. Apocalipsa capitolul 17, mămut, la versetul 10 și 11. Sunt și șapte împărați. Aici este cheia care ne poate ajuta să interpretăm textul. Cinci au căzut. Deci, este o vreme când Ioan profețește și raportat la vremea la care el profețește, spune cinci dintre împărați au căzut. Unul este... Celălalt n-a venit încă, dar când va veni, trebuie să rămână puțină vreme. Cât despre Fiara, care era și nu mai este, ea este al optulea, este din cei șapte și merge, merge la pierzare. Dacă sunt șapte munți, te duce ușor gândul că este vorba de capitala Imperiului de Roma. Dacă sunt șapte împărați, sunt probabil Cezarii acestui imperiu. Primul dintre ei este Octavian Augustus, și apoi urmează ceilalți în șir: al doilea Tiberiu, și apoi Caius sau Caligula, și al patrulea Claudiu, și al cincilea este Nero, este cel care a dat foc Romei, ca să o reconstruiască și a blamat creștinii care au plătit un preț enorm, au ars ca niște torțe vii pe arenele romane. Textul ne spune, sunt șapte împărați, cinci au căzut, inclusiv Nero, în anul 68 după Hristos, în 9 iunie, când se sinucide. Și tronul Romei rămâne vacant pentru o perioadă, când de fapt asistăm la un război civil. Galba, unul dintre generalii lui, pune mâna pe tron, rămâne o foarte puțină vreme, așa cum de altfel zice Scriptura, și al șaselea, care este, va sta puțină vreme. Și al șaptelea la fel, de fapt, ai doi generali de armată care se declară în același timp Cezari, Lai, pe Laipe și Vitellius, domnesc aproape împreună, se declară fiecare în parte împărat și de aceea, probabil că Ioan îi pune la oaltă, iar al optelea este Vespasian, cel care a plecat, care conducea, de fapt, Ostilitățile împotriva Ierusalimului, când a trebuit să fugă la Roma. Și aici este ceva foarte interesant. Când Iosif Flavius, cel care era un preot și general de armată în același timp în Galileea, a fost prins pentru că cetatea a fost dărâmată, Vespasian a vrut să-l cunoască personal. cine generalul care a opus atâta rezistență? Și Iosif Flavius i-a spus așa tu vei fi împărat al Romei. Iar generalul i-a spus, dacă eu voi fi împărat al Romei, tu vei trăi. Și când a auzit că războiul civil a pornit, a plecat la Roma și într-adevăr a ajuns împăratul Romei, iar acest preot a fost chemat să devină istoricul curții imperiale. Apropo, Flavius, știi că de acolo ți-am pus numele, da? Asta a fost în paranteză. Femeia șade pe fiara cu șapte capete, dar la un moment dat, fiara se întoarce împotriva femeii, o despoaie, o dezbracă și o arde în foc ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Apocalipsa 17, versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care stă desfrânata, de sunt popoare, mulțimi, neamuri, și limbi. Ce să însemne lucrul acesta? Vă amintiți ziua cinzecimii când e una dintre sărbătorile la care evreii de departe, din diaspora, veneau să se închine la, la templu. Și acolo se întâmplă o minune. Duhul Sfânt coboară și Petru trebuie să predice acelor oameni care au experimentat umplerea cu Duhul Sfânt. Și ei spun așa, auzim lucrările minunate pe care le face Dumnezeu fiecăruia în limba în care ne-am născut, acolo, în diaspora, 14 neamuri, noroade sunt în lista de acolo. Cum adică femeia asta ședea pe multe ape, pe noroade, neamuri, limbi, gloate multe? Păi de unde venea bogăția Templului? Din diaspora. Venea de la acești evrei care veneau acasă să se închine. Nu puteau veni cu mielul de la sute de kilometri distanță, veneau cu aurul, cu banii cumpărau la Ierusalim miei pe care îi aduceau ca jertfă. De trei ori pe an se întâmpla lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Ierusalimul era legat de toate sinagogile, templul era legat de toate sinagogile din Imperiul Roman. Și acum citesc din Apocalipsa 17, versetele 16 până la 18. Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara, Tocmai aceștia o vor urâ pe desfrânată, o vor postii și o vor lăsa goală. Carnea eu o vor mânca și pe ea o vor arde în foc, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la împlinire planul, să fie într-un singur gând și să-i dea fiare împărăția până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care domnește peste împărații pământului. Dar Ioan este unul dintre profeții lui Dumnezeu, de aceea el va prelua, așa cum deja am spus, limbajul profeților Vechiului Testament. Haideți să ne întoarcem la Ezechiel, capitolul 16, și să citim, să continuăm citirea asta grea, de la versetele 36 la 41. Așa vorbește stăpânul Domn. Despre Israel vorbește aici. Despre cea care a fost chemată să fie mireasa lui Dumnezeu, legământul acesta special, pentru că ți-ai dat frâul liber poftei și ți-ai expus goliciunea prin desfrânările tale cu amanții și cu toți idolii urăciunilor tale, cărora le-ai dat sângele fiilor tăi. De aceea, iată, voi aduna pe toți amanții în care ți-ai găsit plăcerea, pe toți aceia pe care i-ai iubit și pe toți aceia pe care i-ai urât, îi voi aduna împotriva ta din toate părțile și îți voi expune goliciunea înaintea lor. Și astfel ei îți vor vedea toată goliciunea. Te voi judeca sub acuzația de adulter și vărsare de sânge și vei gusta cât de sângeroasă este furia și gelozia mea. Te voi da în mâinile lor, astfel că ei îți vor dărma sanctuarele cele înalte, îți vor zdrobi înălțimile, te vor dezbrăca de hainele tale, îți vor lua podoabele tale frumoase și te vor lăsa goală și neacoperită. Vor veni împotriva ta în grup, te vor omorâ cu pietre, te vor tăia cu săbile, Îți vor da foc caselor și te vor judeca înaintea ochilor multor femei. Vei pune astfel, voi pune astfel capăt prostituției tale și nu-ți vei mai plăti iubiții. Au ce limbaj greu, ce limbaj dur din partea mirelui care se simte, care este trădat de mireasa lui. Vă amintiți că Isus are o pildă? La un moment dat spune așa, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să facă nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să-i cheme să vină la nuntă, dar unul a zis, Doamne, tocmai mi-am cumpărat un ogor, mă duc să-l văd, tocmai mi-am cumpărat o pereche de boi, mă duc să-i încerc, sau dacă vreți o mașină, ca să punem în termeni noștri, tocmai m-am însurat, mă duc să mă bucur cu nevasta mea, mă duc în luna de miere și așa mai departe. Și textul continuă și spune, n-au vrut să vină. Și mai fac ceva. Au pus mâna pe robi și i-au bat jocorit și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașa aceea și le-a ars cetatea. Ce vreți mai profetic decât cuvintele astea? Despre cine vorbea Hristos aici? i-a chemat pe ai săi, pe evrei, dar ai săi nu l-au primit. Și ce au făcut ai săi? Au început prigoana în dreptul celor pe care, care l-au primit pe Hristos. I-au ucis. Ce se întâmplă în anul 70? Păi înainte de anul 70 este anul răstignirii Mântuitorului când el spune Ierusalime, Ierusalime, am vrut să te strâng. Cum își strânge cloșca puii sub aripile ei? să te protejezi. Dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale și ai fi știut cine este cel care îți aduce pace, dar pentru că n-ai făcut lucrul acesta, va veni vremea în care cetatea aceasta va fi înconjurată de șanțuri, de armate, zidurile de și templul nimicit. Și nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării mele. Ce Teribile cuvinte adresate unui popor care a avut parte de revelație. Când ne uităm la cele trei femei din Apocalipsa, da, vedem în capitolul 12 că este Israel, capitolul 7, capitolele 17 și 18, desfrânata cea mare sau Ierusalimul apostat. Și apoi capitolele 19 și 21 este mireasa lui Hristos, biserica sau noul Israel. Dar în capitolul 12 este femeia care aduce pe Mesia, pe scena istoriei. În capitolele de astăzi, 17 și 18, avem desfrânata cea mare, același Israel. asta e culmea. Sau mai corect spus, o parte, o bună parte din el, sau cea mai mare parte din el, care s-a întors împotriva lui Hristos și împotriva lui Dumnezeu și care acum așteaptă ca sângele celui răstignit să cadă asupra copiilor, peste ei și peste copiii copiilor lor. Vă amintiți blestemul pe care l-au cerut? Iar în Apocalipsa, capitolele 19 și 20, 21, până la 21, avem rămășița seminței femei, cei care păzesc poruncele lui Dumnezeu și care țin mărturia lui Isus Hristos, de fapt avem mireasa Domnului Isus Hristos, despre care spune capitolul 19 din Apocalipsa, versetul 7 și 8. Să ne bucurăm, să ne veselim și să dăm slavă că ce a venit nunta mielului, soția lui, e vorba despre noi, biserica, da? S-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat, Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Trei femei, o mamă și două fete, cu două destine complet diferite. Dar care este relevanța unei astfel de interpretări în primul rând pentru ei atunci și acolo și apoi pentru noi, astăzi aici, în secolul 21. Da, cartea aceasta, revelația prorociei, a fost pentru cele șapte biserici din Apocalipsa. Ce vezi, scrie, trimite celor șapte biserici. Efez, Mirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. În anul 66 după Hristos, izbucnește o răscoală împotriva Romei din partea evreilor. Pe lângă asta, evreii îi persecută pe creștini. Evrei îi persecută pe evrei care s-au întors la creștinism. Și în momentele acestea, creștinii care sunt în Ierusalim își aduc minte de ce a spus Isus în Matei, capitolul 24. Când veți vedea cetatea înconjurată de oști? Să știți că sfârșitul ei este aproape, fugiți din cetate. Exact asta se întâmplă în anul 70. Creștinii au știut profeția asta. Creștinii au știut ce a spus Ioan în Apocalipsa, capitolul 18. Ieșiți din Babilon. Și când armatele romane au înconjurat Ierusalimul, creștinii au știut sfârșitul, este aproape. Și au fugit. Au ieșit din Ierusalim. Și când Ierusalimul a căzut pentru Biserica lui Dumnezeu din primul secol, a venit ceasul adevărului. Dar în egală măsură a venit ceasul atenționării. Petru scrie acelorași biserici, printre altele, în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 13, biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, în Babilon, adică în Ierusalim, vă trimite sănătate. Tot așa și Marco, fiul meu. Da, biserica aleasă, Babilonul vă trimite, din Babilon vă trimite sănătate, adică din Ierusalim, deci, înțelegeți un lucru, ceva radical se schimbă în istoria umanității din punct de vedere religios. Centrul de închinare a lui Dumnezeu se mută de la Ierusalim oriunde cineva se va închina în Duh și în adevăr. Și Dumnezeu alege să permită romanilor să distrugă templul pentru că templul exercita o prigoană uriașă asupra creștinilor. Avem o carte evrei unde autorul se adresează credincioșilor care au crezut în Domnul Isus Hristos și care de la închinarea de la templu s-au întors la închinarea în Domnului Isus Hristos, dar persecuția a fost atât de mare că unii dintre ei n-au rezistat și s-au întors la templu, s-au întors la jertfele vechi și a Evrei, capitolul 6, care spune Voi răstigniți a doua oară pe Hristos. Nu mai există nicio șansă, Nu aveți cum să vă întoarceți la lege după ce l-ați cunoscut pe Hristos. Hristos este sfârșitul legii. Hristos este împlinirea legii. Și Dumnezeu alege să schimbe istoria, să schimbe toate lucrurile. De 2000 de ani nu mai există acest templu. Există o bucățică acolo, zidul plângerii. Ar pentru oricine are ochi să vadă, Dumnezeu a mișcat lucrurile în mod semnificativ. A dus, a, a, lăsat accesul la mântuire tuturor oamenilor din orice seminție, din orice neam, de orice limbă. Pentru că, spunea iudeul Pavel, Petru, nu există nici un nume sub ceruri în care cineva poate să-și găsească mântuirea decât numele Domnului nostru Isus Hristos, slăvit să fie El. Da, dar de altă parte este o mare atenționare pentru ei. Știți de ce? Pentru că în Apocalipsa ai o femeie care a fost aleasă de Dumnezeu, privilegiată, care ajunge în faza de apostazie, îi întoarce spatele lui Dumnezeu și aici se ridică întrebarea, poate mireasa lui Hristos să se lepede de el? A da, este trist. Cum e posibil ca femeia din Apocalipsa 12 să devină desfrânată din 17 și 18? Poate mireasa lui Hristos să se lepede de Hristos? Unii zic nu. Uitați-vă la cuvintele Scripturii, 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 6. Aceste lucruri li s-au întâmplat evreilor ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru care a venit sfârșitul viacur, peste care a venit sfârșitul viacurilor. 2 Corinteni, capitolul 11, primele trei versete. O, de a putea suferi puțin tică nebunie din partea mea, zice Apostolul Pavel. Hei, haideți, suferiți-mă, căci sunt gelos pe voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit. Da? E foarte important cuvântul ăsta pentru noi, mireasa lui Hristos. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Observați că e același limbaj ca în Vechiul Testament. Dumnezeu vrea ca biserica lui Hristos să fie acea fecioară curată care trăiește doar pentru el și se închină lui. Poate oare biserica lui Dumnezeu care este în Corint să devină o desfrânată? Pot gândurile, credincioșia și curăția inimii față de Hristos să se strice? Din grădina Edenului lucrurile se întâmplă tot așa. Eva a fost ispitită, la fel ca mulțimile care de-a lungul secolelor se perindă și au ales calea cea largă care duce la pierzare. Iată-l pe Pavel îndurerat, după ce a născut biserica din Galatia, îi scrie acestei biserici care se întoarce de la har, la lege, mă mir, Galateni, capitolul 1, versetele 6 și 7, că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin harul său, la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și care voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Ascultați-l pe Pavel cât e de hotărât în versetul 8 din Galateni 1. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o, să fie anatema cum am spus, o spun și acum. Dacă vă propăvăduiește cineva o evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o, să fie anatem, adică dați spre nimicire. Dar cum sunt vremurile din urmă? Vremuri pe care noi le trăim și pe care Apostolul Pavel le anticipează în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși însu cugetul lor. Da, Duhul spune lămurit că așa vor sta lucrurile la urmă. Nu uitați, statul Israel există, dar sunt forțe acum care se grupează împotriva lui. Sunt deja afirmații publice care anunță că Israelul trebuie șters de pe fața pământului. Capitolul 19 din Apocalipsa încă nu a fost trăit când cerurile se deschid și Hristos vine călare pe un cal alb și să, să dea ultima bătălie, bătălia finală. Da, dar între timp, duhurile dracilor își intensifică lucrarea. Și noi trăim într-o astfel de lume. Dar câteodată ele vin cu scriptura la învon, îmbrăcați așa frumos la patru ace, umblăm după ei, îi căutăm peste tot. Dar când citești cartea asta Apocalipsa, n cum să nu vezi că singurii care fac minune Apocalipsa sunt duhurile demonice. Eu sunt surprins cât de repede aleargă unii oameni după semne și minuni. Oriunde aude e de ceva totul las și aleargă acolo. Dar sunt multe evanghelii false care se predică astăzi. Evanghelia prosperității este un exemplu, da? Dacă tu crezi în Dumnezeu, păi o să ai cea mai bună casă, mașină, sănătate, nu o să te îmbolnăvești, o să-ți meargă bine, exact ca apostolului Pavel când a fost în temniță pentru Hristos. Am fost rău aici, da? Așa avem cuvântul credinței, da? O altă rătăcire în mijloc printre carismatici. Dacă tu crezi în Dumnezeu, tu nu poți să fii bonlav. N-ai suficientă credință, de asta ești bonlav. De deci, ce o fi îngăduit Dumnezeu ca un om în care Isus a investit să fie decapitat? Nu fi avut credință, conform acestor interpretări. Dar ce ne facem în lumea asta când este atâta confuzie? Ai știrile care te bombardează și. Mă rog, cineva spunea că dacă nu te uiți la știri nu ești informat, dacă te uiți, ești dezinformat. Uh, ai prorocii mincinoși, predicatorii care predică altceva, toată, toată scena geopolitică, militară, ce faci în lumea asta? De ce te legi? Ai vreun reper? Ceva care să-ți dea stabilitate? Suficiența Scripturii vreau să o întăresc. Luca, capitolul 16, din locuința morților, bogatul zice în pildă, Mântuitorului, Mântuitorului te dar, Părinte Avrame, să trimis pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri, care să nu vină și ei în acest loc de chin. Și Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Înțelegeți dumneavoastră că Dumnezeu nu o să vină să facă niște minuni pentru că eu vreau să se întâmple, nu știu ce, El îmi spune, ți-am dat toată revelația, ai legea și prorocii, ai tot ce trebuie. Nu, Părinte Avrame, că dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi și Avrame a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți a da, privit bisericile din Apocalipsa. Câtă bătălie este pentru învățătura curată. Biserica din Efes este lăudată că și-a păzit credința, dar în toate celelalte găsim situații mai puțin de dorit. Întrebarea este, Doamne, dar eu voi reuși să mă păstrez mirea sa ta până la capăt. M-am uitat la Israel și am văzut decăderea și faptul că tu numești poporul acesta desfrânata cea mare, dar eu, eu în secolul 21, am vreo șansă să duc până la capăt mântuirea mea și totuși, prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi, se poate, cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. Romani, capitolul 8, versetele 31 și 32. Deci, ce vom zice noi în fața acestor, tutur, tutur, acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi... Cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ce l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la două biserici din Apocalipsa pe care Iisus nu le mostră. Da, biserica din Smirna, capitolul 2, versetul 10 și 11. Fii credincios până la moarte și îți voi da cu una vieții. Cine are urec să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nu va fi vătămat nici de cum de moartea a doua. Biserică Emanuel, creștini care sunteți cu noi astăzi la închinare, fiți credincioși până la capăt. Dumnezeu ne dă resursele de care avem nevoie și Apocalipsa capitolul 3 versetul 11 și 12, iată ce spune bisericii din Filadelfia. Iată, eu vin curând, păstrează ca nimeni să nu-ți ia cununa. Vedeți aici, garanția biruinței de mâine, nu este biruința de astăzi, ci biruința de mâine. Cu alte cuvinte, suntem chemați să fim credincioși în fiecare zi. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, Numele cetății Dumnezeului meu, a Noului Ierusalim care se coboară din cer de la, Dumnezeu, de la Domnul Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Bucurie că aparținem Lui, suntem mireasa Lui și avertizare să nu ne pierdem încrederea și alergarea noastră până la capăt. Să nu permitem ca vreodată ceea ce Hristos a început în noi să-ți devină o peșteră de tâlhari. Am vizitat împreună cu soția mea acum mai mulți ani în urmă Praga, un oraș extraordinar de plăcut. Și am mers până am crezut că nu mai rezist cu picioarele mele să vizităm biserici construite în perioada reformei și în perioada contrareformei. O arhitectură splendidă, o piață centrală plină de biserici. Era uimirea aceea, cum au putut oamenii ăștia construi fără fier, beton și fără a ști tehnologiile și până a avea acces la tehnologiile noastre? Și în timp ce eram surprins de detaliile uh, acestor construcții, comparat cu sticla și fierul construcțiilor noastre de astăzi, care parcă nu mai spun nimic, sunt depersonalizate, am realizat un lucru. M-am gândit ce a fost în piața aia în perioada reformei. Atunci când predicatorii luau Scriptura și veneau înaintea mulțimilor și le spuneau aici găsiți tot ce vă trebuie pentru mântuirea voastră care este prin Hristos. De partea cealaltă aveai contrareforma. Ce tensiune, dar ce tensiune bună biserici uriașe, catedrale s-au construit. Îmi -im imaginez că erau pline. Și m-am uitat la ce era atunci. Grupuri de turiști din toată lumea veneau și admirau picturile și partea aceasta, pe care, frumoasă de altfel, pe care a creat omul. Și am întrebat unde e biserica vibrantă a Europei, care a trimis misionari în toată lumea. Iar astăzi, Europa se desprinde de rădăcinile creștine și vin să ne impună o legislație în care Urăciunea pustirii este ridicată la nivel de virtute, de trăire, de lege. Înțelegeți cum se poate ajunge dintr-o biserică chemată să-l reprezinte pe Hristos la o biserică apostată? Este un avertisment. Trăim vremurile din urmă. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, nu, nu știu când va veni Hristos, sunt alții specialiști, vă rog să-i căutați ăștia se pricep să vă dea date exacte, eu știu că Hristos va veni și trebuie să fiu gata. Și o să vă chem și pe dumneavoastră în vremurile astea tulburi, din punct de vedere ideologic și al credinței, rămâneți ancorați în Scriptură, rămâneți ancorați în Hristos, în adevărurile pe care El ne le-a revelat. Pentru că Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. Dacă Dumnezeu a început o lucrare în viața ta, nu-i permite celui rău să te întoarcă din lumea din care ai venit. Ieși de acolo. Unul dintre dumneavoastră trebuie să auziți această strigare, poate disperată. Ieși. Nu mai zăbovi nici o clipă. Sufletul tău este valoros. Tu nu poți să-ți permiți să mai trăiești în păcat. Hristos te-a chemat la o viață nouă. Hristos este cel care îți dă toate resursele de care ai nevoie pentru a trăi această viață frumoasă. Dumnezeu să ne ajute!